Direcția Generală a Finanțelor Publice Dâmbovița nu mai funcționează sub această denumire din data de 1 august, când a fost transformată în Administrația Județeană a Finanțelor Publice. Acum, angajații care au decis să ocupe în continuare posturi în sistem trec prin examenele obligatorii, urmând ca cei care nu au promovat să fie repartizați pe locuri vacante din Prahova, București sau Ilfov. Astăzi au loc să desfășoare concursul pentru cei de la DMAVS, asta ce înseamnă colectare veniturile statului, registru contribuabil, gestionare, dosare fiscale, care probabil astăzi sunt în concurs în momentul acesta. Pentru că perioada de schimbări se suprapune cu cea de depunere a declarațiilor, angajații de la ghișeu care au participat joi la examen la Direcția Regională de la Ploiești au fost înlocuiți de colegii lor de la alte structuri. Asta pentru ca activitatea cu publicul să nu fie blocată. În urmare organizării, multe dintre posturi nu se vor mai regăsi în statul de funcție al noii structuri, așa că mulți dintre angajați vor fi nevoiți să facă naveta la Ploiești. Având în vedere că la Dâmbovița nu mai funcționează Direcție de Finanțe și există Administrație Județeană a Finanțelor Publice, vă dați seama că sunt anumite servicii care nu se mai regăsesc în statul de funcții pe noua instituție. Parte din prerogativele direcției sunt preluate automat în regiunea Ploiești. În timp ce angajații de la finanțe sunt în febra examenelor, cei de la garda financiară încă așteaptă să primească preavizele, iar la Vama Târgoviște bate vântul. Nu există niciun șef, vame și lipsesc, iar oamenii au renunțat și ei să mai facă naveta după colete, în condițiile în care multe dintre ele au fost trimise înapoi după ce le-a expirat termenul de ședere. De când cu decizia de reorganizare și restructurare la Vama din Târgoviște bate vântul printre angajați, oricum instituția funcționează încă din luna august fără conducere, după ce directorul a primit decizie de concediere. Acum alți 8 angajați din cei 16 au primit preaviz de concediere și astăzi susțin examenele la Ploiești.